Începând de astăzi, 12 februarie, ora 12, a intrat în vigoare o nouă atenționare meteorologică Cod Galben, valabilă până luni 15 februarie la ora 10, ce vizează o vreme deosebit de rece și ger, fiind prognozate temperaturi ce vor cobori frecvent sub minus 10 grade. Isumehedinț a transmis înștiințări tuturor comitetelor locale pentru situații de urgență în vederea măsurilor ce se impun pentru a veni în sprijinul populației. Astfel s-a dispus operaționalizarea spațiilor special amenajate pentru persoanele fără adăpost, precum și identificarea tuturor persoanelor care locuiesc în spații fără încălzire curentă și cazarea acestora în adăposturi. O atenție deosebită se va acorda și persoanelor vârstnice sau cu dizabilități care locuiesc singure, precum și a celor cu afecțiuni medicale grave. Începând de astăzi, 12 februarie, ora 12, a intrat în vigoare o nouă atenționare meteorologică cod galben, valabilă până luni, 15 februarie, la ora 10, ce vizează o vreme deosebit de rece și ger, fiind prognozate temperaturi ce vor coborâ frecvent sub minus 10 grade, încadrându-se în general între minus 18 și minus 8 grade, cu maxime cuprinse între minus 10 și minus 2 grade. Isume Hedin a transmis în știință tuturor comitetelor locale pentru situații de urgență, în vederea lor în măsurilor ce se impun pentru a veni în sprijinul populației. Astfel s-a dispus operaționalizarea spațiilor special amenajate pentru persoanele fără adăpost, precum și identificarea tuturor persoanelor care locuiesc în spații fără încălzire curentă și cazarea acestora în adăposturi. O atenție deosebită se va acorda și persoanelor vârstnice sau cu dizabilități care locuiesc singure, precum și a celor cu afecțiuni medicale grave. Având în vedere temperaturile scăzute, recomandăm cetățenilor să poarte haine groase în mai multe straturi, fără a le lipsi căciula și mănușile. Totodată să consume legume, fructe și lichide, însă să evite excesul de cofeină și alcool. Facem apel la cetățeni să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor atunci când își încălzesc locuințele pentru a preveni situațiile de urgență care le pot pune în pericol viața și bunurile. Având în vedere temperaturile scăzute, recomandăm cetățenilor să poarte haine groase în mai multe straturi fără a le lipsi căciula și mânușile, totodată să consume legume, fructe și lichide însă să evite excesul de cofeină și alcool.